Stimați jurnaliști, în calitate de avocați, doamne deputat, în parlament și a clientei noastre, Marina Taubea, dorim să vă comunicăm că în dosarul în care dumneia este învinuită se bazează în cea mai mare parte pe presupuneri și insinuări, iar deciziile de plasare în arest preventiv și de prelungirea arestului preventiv în penitenciarul 13 sunt absolut abuzive și ilegale. Nu există la moment niciun temei juridic și legal care ar justifica această măsură cea mai extremă din codul de procedură penală. Mai mult decât atât, ședințele de judecată care au avut loc până acum au reprezentat niște acțiuni formale. Constatăm că îi se încalcă drepturile lui Marina Taubea la apărare și la un proces echitabil. Avocații sunt puși în situații procesuale diferite de către procurori și aceste abuzuri noi o să ne oprim acum asupra lor mai detaliat. Aceea ce la noi s-a făcut impresia că cineva pur și simplu o vocea lui doamna Taubea o lipsește de dreptul de a vorbi în fața presiei, să se expune pe anumite tematici în Parlament, în cadrul întâlnirii cu cetățenii. Ea intenționat este de acest lucru privat. Și este readusă la tăcere, fiind în izolare totală în penitenciarul numărul 13. Noi am studiat minuțios toate materialele care au fost anexate cât la arestul preventiv, cât și la prelungirea acestui arest. Vreau să mă opresc la unele puncte care noi dorim să le aducem la cunoștința tuturor. Asta. Prima la mine. La momentul de față, doamna Marina Taubea se află în arest preventiv, în izolare totală, în celulă, în penitenciarul numărul 13, nefiind în aceste 30 de zile niciodată interogată. Iată cum au plasat-o acolo, așa și e și stă. Unicii oameni, să spunem așa, din sistem, asta sunt avocații care s-au întâlnit cu dumneiei la penitenciarul numărul 13. Niciun procuror, niciun ofițer de urmărire penală nu au întreprins careva măsuri de investigație sau de anchetă să fie ea interogată sau puse careva întrebări în fața ei. Dorim să vă menționăm faptul că cât la arestul preventiv, când a fost izolarea dumneiei, prima izolare, cât și la prelungirea acestei izolări de societate, să spunem așa că arestul preventiv este o măsură extrem. Asta cea mai vârful măsurilor preventive menționate în codul de procedură penală. Care în codul de procedură penală sunt menționate când și de ce poate fi primită această măsură. Noi dorim să vă menționăm publicului că cât demersul de arest, cât și demersul de prelungire, ele sunt unele documente cu conținut copy-paste.
unul seamănă cu altul. Nimeni nici nu s-a străduit să indice careva probe noi. Mai mult ca atât, stimați jurnaliști, nicio probă care a fost anexată la arest, cât și la prelungire, nu denotă direct sau indirect că doamna Marina Taubea a avut careva tangență cu învinuirile imputate. Noi am examinat foarte minuțios materialele anexate, cât și unele documente secrete. În niciun loc, în niciun document nu este menționată familia sau numele doamnei Marina Taubea. Mai mult ca atât, arestul preventiv prevede careva temeiuri în baza la care el se primește. Prima lămână, în momentul când doamna Taubea se afla după hotarele Republicii Moldova, ea cu certitudine din mass media știa, asta toți știau, că erau scurgeri de informații și până când noi nu am primit la acest capitol careva răspunsuri, cine a scurs informațiile, de unde, cum și așa mai departe. Ea, știind că vor fi primite aceste acțiuni de arestul și așa mai departe, ea s-a reîntors în țară. Acest lucru denotă faptul că persoana nu se eschivează și nu fuge de careva organe de anchetă, procuratură, poliție și așa mai departe. Noi nu înțelegem faptul că fiind persoana reîntoarsă pe teritoriul Republicii Moldova, ea totuși ei se imputează că e poate să eschiveze, să fugă de organul de anchetă. E un absurd. A doua lămână, când se eliberează și se prelungește o măsură atât de extremă ca arestul preventiv, organul urmăririi penale, procuratura, urmează a prezenta în fața instanței de judecată probele care arată că persoana, una, se eschivează, doi, poate influența ancheta, trei, poate influența martorii, patru, poate distruge sau ceva, poate se efectueze. Nicio probă care va demonstra faptul că Marina Taubea poate să fugă, să distrugă, să influențeze, nu a fost prezentat. Formalismul cu care se adresează procurorii în instanța de judecată și instanța de judecată, închizând ochii la acest formalism, adoptă decizii de arestare, este unul absurd și abuziv. Dumnezeu, toate aresturile, toate măsurile preventive urmează a fi examinate și prezentate probele la momentul cererii de arestare sau de prelungire. Noi nu am văzut careva cereri probe noi care au fost prezentate în fața instanței de judecată la prelungirea mandatului de arest. Noi prezentăm probe. Iată probele, una din probe care noi am prezentat-o la prelungirea mandatului de arest, dacă data trecută nouă ni s-a spus că declarațiile scrise lui Filip Kirkorov nu pot fi luate în seamă, că au venit pe WhatsApp și așa mai departe, bine, noi am primit
o declarație scrisă, autentificată și apostilată din notari, de după graniță, și au fost prezentate în original în fața instanței, cu pașaport, cu tot. Acest lucru nu se ia în vedere. Unde acest cântăreț declară că el nu a primit nimic. Mai mult ca atât, prin faptul insistării a avocaților, a fost interogată persoana care a avut contractul cu Filip Kirkorov și alți muzicieni, care a declarat că eu n-am primit bani de la nimeni și la nimeni nimic nu am dat. El a fost interogat ca martor în prima instanță. Mai mult ca atât, la materiale sunt anexate și cererile persoanei care a intermediat acest contract. Tot aceeași, nimeni la nimeni nu a dat. Însă, învinuirile care se aduc lui Marina Tauber sunt bazate pe niște discuții între două persoane, altele două persoane, care spune că despre Filip Kirkorov și așa mai departe. Însă, asta sunt niște insinuări și povești a unei persoane față de alta persoană. Și nicio legătură cauzală cu Marina Tauber nu are. În așa circunstanțe, în legătură cu faptul că avocații într-adevăr sunt puși într-o situație neechilibrată cu procurorii în fața instanțelor de judecată, în legătură cu faptul că se efectuează unele abateri legislative în cadrul investigațiilor și în cadrul anchetei penale, noi solicităm pentru ziua de mâine sau când, mai bine ziua de mâine, deoarece fiecare zi care trece este o zi din viața clientei noastre care se află în situație foarte grea, în celulă, în situații inumane. Asta Moldova a fost de mai multe ori condamnată la CEDO pentru faptul că în penitenciarul 13 sunt condiții inumane de detenție a persoanelor. Noi solicităm întrevederea cu doamna procuror anticorupție Dărgălin Veronica, Veronica, pentru a arăta și a demonstra dumneiei prin probe, prin documente, prin acte că totuși nu este o necesitate, să spunem așa, de detenție a lui Marina Tauber în penitenciarul numărul 13. Noi solicităm întrevederea pe mâine la orele 12, dacă dumneiei, noi, datele de contact sunt la procuror care investigează cauza și pe celelalte capete se vor spune colegii mei. Eu am vrut să menționez că dacă în ochii cuiva cazul la Marinei Tauber ar putea apărea un act de justiție, atunci noi putem ferm să spunem că prisma acestuia, statul de drept este o iluzie. La casuri, oricât de solidă ar fi poziția apărării,
Într-o astfel de cauză, ele nu vor fi pur și simplu luate în seamă și o să fie ignorate toate argumentele apărării. Deci, soluții care se iau de magistrații sunt unii abstracte și teoretice, fără careva legătură cu acțiunile a clientei noastre. Deci, nicătând la faptul că apărarea a prezentat mai multe probele, probele cu marturi, înscrisuri, acestea nu se iau în seamă, iar în motivarea instanței se menține numai un argument, că este prea matură aprecierea acestor probe și oferind posibilitatea acuzatorilor de a aduna aceste probe, care la fel nu sunt. Deci considerăm că se încalcă toate principiile, ori la aplicarea anume măsurii preventive, măsurii severe preventive de arest, acel moment urmează a fi prezente sau prezentate în fața judecătorului de instrucție probele care ar demonstra existența cât a bănuielii rezonabile, cât și a riscurilor de obstrucționare a justiției. Deci, cât la primul mandat de arest, cât și la solicitarea, la demersul procurorului pentru prelungire, nu au fost prezentate probele care ar demonstra existența riscurilor că doamna Tauber poate cumva să eschiveze de la urmărire penală sau cumva influența un mers normal a urmăririi penale. Deci, cu părere de rău. Au fost depuse în instanța de judecată rapoartele CPT cu privire la condițiile umane și degradante din penitenciarul 13. Au fost depuse rapoartele cu privire la pregătirea cauzei de depunere la Curtea Europeană. A fost solicitată instanța examinarea cauzei în ședință publică, pentru ca toți se cunoască cum se desfășoară acest proces. Din păcate, toate solicitările noastre au rămas fără răspuns. În contextul celor menționate de către colegii mei a multitudinilor cauzelor penale active, se impune justa concluzie că Republica Moldova este montată pe atac. Pe atac dur și abuziv împotriva oponenților săi, sub standarde și lozinci false, cu ignoranța totală a libertăților fundamentale. Noi de mult am uitat noțiunea de prezumție a nevinovăției. Ori politicul decide instantaneu cine este vinovat și cine urmează a fi grațiat. Comentarea excesivă și apriorică a unei cauze de către persoane cu vocație și formație variată, cu cunoaștere limitată a subiectului dezbătut, dar în numele libertății de exprimare și a interesului public, dăunează însuși acestui interes public, manipulându-l și efectuând acea infracțiune de ingerință în cursul normal al justiției. Afirmăm cert și univoc că acuzațiile aduse sunt nefondate, iar numele sonore invocate, sumele extraordinare sau înregistrările picante nu sunt atribuite nemijlocit cauzei penale noastre. Sunt făcute pentru a distorsiona adevărul, a aduce în eroare opinia publică, dar și organele de drept care au mai rămas independente. Vreau să adaug faptul dezechilibrului în privința alegerii măsurii preventive. Noi asistăm la faptul când o persoană care îi se incriminează femeie, care Marina Tauber, care îi se incriminează o infracțiune care prevede și amendă, ea, în urma acțiunilor care au fost descrise de către colegii mei, se află în penitenciarul numărul 13. Și noi cunoaștem cu certitudine, și asta cunoaște toată lumea, că
alte persoane care sunt învinuite în trădare de patrie, în contrabandă de narcotici, de droguri, în alte umoruri, se află sub măsurile preventive, non-privative de libertate. De aceea, noi concluzionăm că faptul că Marina Taubea se află în celulă, în subsol, în condiții inumane, în penitenciarul numărul 13, este unica că faptul că dumneiei îi se închide gura, ea este limitată la faptul, intenționat, la faptul că să aibă dreptul să se expună, cât în privința sa, cât și pe marginea politicii, noi nu intrăm în aceste detalii, însă, unicul moment, noi vedem că din toate materialele care sunt anexate și din toate acțiunile, noi vedem că merge numai în privința acestor lucruri, ca ea să nu poată vorbi. Și noi concluzionăm că este un deținut politic astăzi, Marina Taubea. Pur și simplu deținut politic. Vă mulțumesc. Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. În calitate de avocat a partidului politic Șor, voi face niște precizări pe lângă cele ce au fost făcute de către colegii mei avocați. Primordial, menționez că acest dosar, evident, este un dosar politic. Însă, mai este și alt motiv care stă la baza derulării acestui proces, este faptul că în interiorul Procuraturii Anticorupție sunt niște jocuri de culise. Iar unii procurori care gestionează acest dosar, pentru aceste acțiuni urmează să primească niște remunerări cu eventuala avansare în cariera profesională. Nu o să intru în detalii, nu o să dau nume, dar zilnic de către colaboratorii vizați care instrumentează acest caz, se raportează despre acțiunile interprinse nemijlocit domnului ministru al Justiției, domnului Țvinencu. Acest fapt este unul grav și care lovește în imaginea și în credibilitatea acestor instituții importante într-un stat de drept. Suplimentar, făcând o abstracție la situația prezentă, acest proces este similar cu acel proces judiciar care a avut loc în cadrul alegerilor primarului municipiului Bălți, unde politicul, atât organele de drept, au intervenit în cadrul unui proces judiciar. Astfel, intervenția politicului în domeniul justiției afectează grav acele principii ale unui stat de drept. Faptul că astăzi doamna vicepreședinte a partidului politic Șor, doamna Marina Tauber, este încarcerată, este un fapt injust, incorrect și contrar legii. Acest fapt confirmă și opinia experților și analiștilor politici că doamna Marina Tauber actualmente este un deținut politic. În calitate de avocat al partidului politic, vreau să atrag atenția asupra faptului că anterior, prin acțiunile care au fost întreprinse în toată țara, percheziții, audieri, ridicări de obiecte, se hărțuiesc nemijlocit membrii
și reprezentanții partidului politic Șor în teritoriul, având drept scop instaurarea unui regim de presiune atât asupra membrilor, cât și a membrilor familiilor acestora. Astfel fiind instaurat teroarea. Asta nu este doar pentru membrii, simpatizanții și activiștii Partidului Politic Șor, dar este un mesaj clar pentru toată societatea din Republica Moldova. Motivul evident că este simplu, deoarece actualul partid de guvernământ PAS, care deține controlul total asupra tuturor instituțiilor statului, deține un control total și asupra tuturor structurilor de forță. Mă refer la Ministerul de Interne, la Procuratură, la Serviciul de Informații și Securitate, cât și alte organe. Este evident că actualmente Partidul Politic Șor este cea mai vocală forță politică de opoziție din Republica Moldova. Evident că puterea dorește să penalizeze Partidul Politic Șor pentru acțiunile pe care le întreprinde. Totodată este un fapt bine știut că Partidul Politic Șor crește stabil și constant în sondaj. Respectiv, despre acest fapt cunosc și exponenții actualei puteri. Și prin asemenea presiuni dorește actuala guvernare ca Partidul Politic Șor să fie adus la tăcere și în cel mai rău caz, sau adevăratul scop, este ca acest partid să fie scos în afara legii. Vreau să atrag atenția la aceste lucruri, că situația creată încalcă flagrant acele principii democratice stabilite în Constituția Republicii Moldova, în tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, le-a semnat și a asumat angajamente ca să fie respectate și dacă recent se vorbea despre stat capturat, am ajuns într-o situație cu mult mai gravă, că Republica Moldova a fost din nou capturată de actualul regim. Avem tot mai multe semnale că deja în acest stat capturat se instalează dictatura și teroarea. Iar acest lucru nu trebuie să fie admis atât de către cetățeni și în special de partenerii noștri internaționali. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Vă mulțumim mult și noi totuși insistăm să fim primiți la audiență de către doamna Dăgălin, прокурорul nou numit a Procuraturii Anticorupție, să-i demonstrăm acelea ce noi astăzi am declarat. Vă dorim toate cele bune la toți. La revedere!